În cea de-a doua jumătate a zilei de vineri, 8 noiembrie, a avut loc Liga Aleșilor Locale a Partidului Social Democrat în incinta Palatului Parlamentului. Scopul acestei reuniuni a fost acela de a prezenta participanților proiectul de descentralizare. Președintele executiv al PSD, Liviu Dragnea, a prezentat avantajele transferului atribuțiilor și instituțiilor centrale în teritoriu. Liviu Dragnea a abordat și subiectul porturilor dunărene și a activității portuare scăzute. O societate comercială cu sediu la Giurgiu, APDF, administrația portului Dunării Fluviale, care vine din jos Brăila până la intrarea Dunării Țară, și APDN, administrația portului Dunării Maritime, care înseamnă Brăila Galați, Tulcea și Cântă Sfântă, la Dunărești. Terenul pe care sunt așezate aceste porturi este domeniul public al statului. Concesionat acestui societăți comercial. Am primit tot felul de scrisori de amenințare de la fondul proprietatea de la, sigur, nu cred că sunt străini cei de la aceste administrații. Intenția noastră este foarte clară. Să treacă aceste teren din domeniul public al statului, în domeniul public al consiliului local. Președintele Partidului Social Democrat, Victor Ponta, a declarat că susține proiectul descentralizării, întrucât executivul este încărcat de responsabilități. Mesajul meu pentru dumneavoastră este că forța Partidului Social Democrat stă în aleșii noștri locali, stă în organizațiile noastre de femei, de tineret, de seniori, iar dumneavoastră veți rămâne forța partidului chiar și atunci când partidul nu se mai aibă prim-ministru sau ministri sau oameni din funcții importante, dar temporare în statul român. Cred cu adevărat că un primar, un consilier local, președinte de Consiliul Județean, este mult mai legitim. În finalul reuniunii, Liviu Dragnea le-a urat succes aleșilor locali ai PSD pentru anul 2014 și le-a transmis faptul că descentralizarea, proiect asupra căruia guvernul își va angaja răspunderea în fața Parlamentului, înseamnă și o alocare de resurse, dar și alocarea de responsabilități către aleșii locali.